Până vine invitatul nostru la Sosurile Picante, unde avem niște întrebări extrem de interesante pregătite, vom vedea cum se va descurca. Vreau să poftesc la emisiune o mai veche prietenă, o fată pe care o cunoașteți, o apreciați pentru că este și foarte muncitoare și o știm de pe vremea când își ruga pe papa să o lase la mare. Ce mult a trecut de atunci, dar ea este neschimbată. Andreea Băla nu vine singură, vine cu Ela și Clara Maria să le poftim. Clara, bună, ce faci, Andreea? Wow, 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 de când am mai fost la tine aici, ProTV. Da, perfect. N-am mai fost de 4 ani și atunci n-am vorbit. Cu 4 ani ai fost cu Andreea Antonescu? Când am avut derogare atunci, da. Da, haideți să luăm un loc. Dar acum... Atunci n-am vorbit. N-am vorbit, acum vorbesc, e totul în regulă, da. S-a dat liber. Să știi că parcă te cunosc de undeva. Corect, da? Ce faci, mă, Andreea? Mă simt foarte bine să fiu aici cu voi, da? Și mă simt bine liberă. Ești liberă? Sunt liberă. Ai avut o perioadă când n-ai fost liberă? Depinde pe ce plan. Acum nu mai sunt liberă pe partea personală. Deci, vezi cum e în viață. Câteodată ești liber profesional, dar nu ești liber pe personal. Când ești liber pe profesional, nu mai ești pe personal. Cum e viața asta? Important este că am venit la tine cu cel mai recent album. Ți-l ofer. Sper să ai CD player. Imediat. Vreau doar să-mi prezinți aceste minuni și apoi vreau să-mi prezinți albumul. Te rog mult de tot, fă-mi cunoștință, pentru că ele sunt prima dată la mine la emisiune. Este aici, Clara. Ea este Clara Maria, da? Are 5 ani. Ela Maia, da? Și Ela mâine împlinește 8 anișori. La mulți ani. Da. S-a născut pe 9 octombrie și am făcut o super petrecere duminică, o nebunie de petrecere. Și am venit cu ele pentru că am lansat a doua melodie împreună, O lume minunată, cu acel refren celebru al cântărețului nostru preferat, Mihai Constantinescu. Corect. Un om care ne privește legendă. De sus. Da. Exact. Iar și albumul se numește O lume minunată. Acesta este albumul. Da. Și conține 20 de track-uri, 20 de piese, dintre care 10 sunt piesele refăcute de la Aparențe, Observare, Evadez, piese refăcute special pentru Sala Palatului din 16 octombrie și l-am pus pe acest album. Îl găsiți în toate magazinele digitale, plus încă 10 melodii noi lansate în ultima perioadă și altele noi nouțe. Da, asta e mai mult așa de amintiri, nu? CD-ul în sine, da. Deci găsiți piesele în magazinele digitale. Dar asta e frumos, ție, ți-l dau așa ție, așa acasă. Dacă mai ai CD player în mașină. Mai am CD player acasă și să știi că David a început să-și cumpere viniluri. Vrea să asculte muzică pe vinil. Da. Și nu știi, mâine, poi mâine, cum CD playerele o să fie din nou la mare modă. Da, pentru nostalgici. Asta era, băi, istoria muzicii, băi, nene, băi, Titus! Unde-i, mă, Titus, colegul nostru? Titus, așa ceva ți se pare cunoscut? Am prins febra asta, eu fac poze și pe film, am și Polaroid și am și casete acasă. Bravo, bravo. Bună, uite, pe vremea noastră... Titus e colegul nostru de la online și credeam că, de fapt, el e puțin luat prin surprindere. Erau și casete și CD-uri, exact. Da. Stai un pic să văd. Vreau să te întreb, Ela, știi ăsta? Îl știi? Da. Deci, ascultați, da? Pentru că e greu câteodată să le explici unor copii, nu? Că, uite, asta era muzica noastră. Și că noi am avut telefon la 15 ani și, da. La 15 ani, că da. A venit telefonia atunci, că da. Mult timp nici nu știam cum arată un telefon și mobil. Acum încerc și pe ele să le țin un pic deoparte de tehnologie și să le dau telefon cât mai târziu. Tu ești neschimbat, arăți foarte bine. Mulțumesc! Așa arată albumul Andreei Bălan, Oameni buni. Noi ne știm de foarte mulți ani. Prin surprindere, fiind pe CD, sincer. Da. Nu? Păi ce vreau, veneam la tine și ziceam, s-a lansat un album, unde? În magazinele digitale, găsiți-l acolo, nu? Da, vreau să le spun copiilor tăi, dacă ești de acord. Da. Copii, vreau să vă spun ceva. Eu sunt foarte supărat pe mama voastră. Aolea. Vreau să vă zic de ce. Pe mine nu m-a invitat la Sala Palatului. Corect. Pe 16 octombrie, da. Uitați-vă la mine. Eu dansez mai bine decât Petrișor. Am și imagini, pentru că da. Mama voastră mi-a fost mie profesoară de dans. Vreți da. Să vedeți imaginile? Mai am pentru tine într-o lojă undeva două invitații. Andreea, eu vreau pe scenă. Pentru că el e sold out, vreau să vă anunț că este sold out și sunt foarte fericită că e sold out. Este și primul meu concert. Așa se foarte, și numește, foarte nu? Mulți ani. Adică în Andrei am mai făcut concerte la Sala Palatului, cunosc scena, dar singur așa, cu echipa mea și cu 20 dansatori, cu super band și așa, n-am mai făcut. Deci este primul concert, se numește Povestea Sufletului meu și sunt fericită că este sold out. Și dar pentru tine mai am undeva într-o lojă. Nu, Andreea, eu vreau pe scenă pentru că vreau să le arăt fetițelor tale care sunt minunate că tu mi-ai fost profesoară de dans. Aș vrea să vedeți imagine, copii. Vreau să vedeți imagine, copii. Totuși, domnul, din imagine eu sunt, să știți. Petrișor. Nu, eu sunt eu, nu Petrișor. Uite ce tânăr era Petrișor. Domnul ăsta în cămașă albastră, eu sunt copii.
Știu că nu mai seamănă. Ne-am blocat acolo. Iată. Dacă mama voastră dansează așa bine, să știți că foarte multe lucruri se trag datorită mie. Deci aici eram la Dansez pentru tine. Andreea, aici te-am lansat eu. Ai venit la Dansez să ne susții. Da, și apoi am făcut amândoi un dans. Dar știi că am dansat și în emisiune? Da. La Măruță aici? Da. Sau la Happy Hour? Nu, sau da, la Happy Hour, la Happy Hour, da. Fii atent, copii, aici. Mare prins. Doamne, cât de frică, țin și acum minte mi era să fac schema asta, mă gândeam că să nu te lovesc, să nu te accidentezi. Avem dansul, vă rog frumos, regia, acestea au fost pregătirile. Dansul, hai să-l vedem. Dansul, iată, dansul ăsta pe care îl vedeți acum putea să fie fără probleme la sala Palatului acum, dar nu m-a băgat pe listă. 1, 2, 3! Nu știu dacă ați văzut copii, dar lumea efectiv, uitați-vă și voi, era în delir. Lumea era în delir. Am avut și închiderea asta spectaculoasă. Dar n-ai dansat niciodată așa. Niciodată. Nici până atunci, nici de atunci. Am dansat în direct atunci, Andreea. Da. Vreau să-mi spuneți, v-a plăcut? Vreau să fiți, Ela, spune-mi sincer, ți-a plăcut? Da. M-am descurcat bine? Da. Dansez mai bine decât Petrișor? Egalitate. Las că e un plus, egalitate. Clara, cum e? Cum e, m-am Clara? Ți-a plăcut? Clara? Zi dacă îți dau un măr, zi dacă îți dau un măr și o pară, zic că a fost bine. Zic ce simți tu, ce simți tu, să zici, zic că a fost super cum ai dansat Măruța, ai fost cel mai tare. Zi adevărul, zi adevărul, ți-a plăcut sau nu, zi sincer. Copiii niciodată nu mint, iată, cum spun din suflet ceea ce simt ei. Perfect, vedeți? Deci mama voastră mi-a fost profesoară de dans și m-am descurcat destul de bine. Ce faci în rest? Spune-mi cum ești cu viața. Foarte bine. Acum, în ultimele luni, am muncit foarte mult pentru acest concert, repetiții. Dar e cândva când tu nu muncești? Corect, corect, dar na, e visul meu din totdeauna și e și o vindecare sufletească pentru că o proiectez pe Andreea Mică de la 10 ani, o proiectez acolo și practic în toată această călătorie m-am vindecat și mi-am dat seama că toate sacrificiile pe care le-am făcut până în prezent, până la urmă au meritat. Ai muncit mult? Da. Foarte mult. Și foarte mult, da, de-a lungul anilor, fără oprire. Tu știi că am mai avut o fel de discuții de-a lungul anilor și chiar am dat pe un avion, mi-ai zis: măi, te ești caracu, un pas înainte, doi înapoi. Da, dar, da, pentru că ești o tipă foarte muncitoare și în același timp consum foarte mult. Știi? Adică, și disciplinată, da. Disciplinată, nu te-ai bătut de la drumul tău. E foarte importantă disciplina, pentru că de multe ori poți să ai un talent, să ai talent foarte mare, dar dacă nu ai disciplină și nu ții de visul tău, degeaba ai talent. Trebuie să muncești foarte mult și să fii și trebuie să-ți placă ce faci, pentru că la cât de greu este în orice domeniu, dar mai ales în industria muzicală, dacă nu-ți place cu adevărat să fii pe scenă, te lași. Pentru că vede, e foarte nu greu. Nu transmiți, da. Nu ți se pare că au venit și alte timpuri? Cum vezi asta? Clar, s-au schimbat timpurile de vreo 3 ori, de când m-am lansat eu și cu Andra, nu? De când eram noi. S-au schimbat și trebuie să te adaptezi la, mai întâi la Facebook, după aia la Instagram, după aia la YouTube, după aia la TikTok, după aia, Doamne copii, ajută. Copii, ce muzică ascultă? Ascultă și alți, acum, ascultă trepări? Nu. Nu? De ce? Nu, deocamdată. Cum? Ce sunt ei? Trepări, ce sunt? Niște băieți care au un stil aparte. De ce, la tine nu? La mine? Da. Știu de la fiul meu toți trepării și da, tot. E mai mare și da. E mai mare, David, e fan acolo, e ascultă. Deocamdată suntem la desene animate și la filmele motivaționale, Inside Out, filme de la care ai ce să înveți, acela cu emoțiile. Da. Da. Fii atent, vreau să vă întreb ceva pe voi. Dintre voi două, care e mai cu minte? Ela a ridicat mâna sus și a zis că Ela. Dintre voi două, care dansează mai bine? Amândouă, clar, aici e egalitate. Dintre voi două, care cântă mai bine?
Dintre voi două, fii atent aici, care doarme mai mult? Ia? Da. Dintre voi două, care e mai mâncăcioasă? Aha, bravo, Clara. Și dintre voi două, care e mai supărăcioasă? Tot către tine a arătat, așa? Așa e? Foarte fain. Da. Mai, oricum, sunteți foarte, foarte faine. Și vreau să te întreb, cum e cu fetițele? Ți-e greu? Câteodată? O am pe mama, care mă aștept foarte mult. Mama s-a mutat. Mama lui, da, Andreea. Mama este îngerul nostru păzitor, locuiește cu noi și are grijă de casă. Pentru că, într-adevăr, dacă ești femeie de carieră, nu ai timp fizic să mai faci și cumpărături, să mai faci și o ciorbiță. Și mama ține casa, ea este de mare ajutor. Și în rest, eu am grijă de tot ce ține. Că acum, dacă și Victor este alături de noi și mă susține cum poate, emoțional și sufletește. Victor stă cu voi, nu? Victor, da, locuiește cu noi, doar că el are turnee tot timpul în străinătate, pentru că este în top 100 mondial și atunci toate turneele lui sunt în afară. Să fie în top 100 cei mai buni tenismeni, da, din lume înseamnă ceva. Da. Ai învățat să joci tenis? Un pic așa, da, știu regulile, dar e greu, foarte greu. Uite! De asta, da, zic, adică... Frumos. Dar el se e foarte, fericită? Foarte disciplinat, da, 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 da. Și ne-a legat foarte mult munca, pasiunea pentru ceea ce facem, disciplina și sunt cu adevărat fericită și liniștită, pentru că ai nevoie de multă liniște ca să poți să-ți faci cu adevărat visul. Și Victor îmi oferă foarte multă liniște și pace și susținere. Ceea ce poate până acum, într-o oarecare măsură, poate în diferitele... Sunt etape, da, diferite, da, etape diferite. Și acum simți că e fix ce-ți trebuie ție. Exact, echilibru, da. Și el de asta, cred că vă și leagă treaba asta, da. Tu toată ziua la muncă, la repetiții, el, da, în turnee. Nu mergi cu el în turnee? Ba da, merg, am o săptămână pe lună, așa merg, da. Și vinești în tribună, strici? Da, sunt, haide! Da, lovește mai cu, da, reverul, mai tare! Ceva. Ultima oară am fost la Como, acum 3 săptămâni și a și câștigat. Da. Ești talismanul lui, norocos. Da, da. Da, îl ajută mult când merg la turnee, adică se întâmplă să avanseze și să și câștige turneele la care eu îl însoțesc. Când de câteva ori când nu merg, adică s-a întâmplat de... Na, n-am mers normal, și pentru nu... Pentru că se uita și cea unde mi-este jumătatea. A venit mai repede acasă. Da. Da, în același timp și Victor are un copil? Da, are un băiețel, Luca, care are 11 ani. Da. Practic aveți și trei copii. Da, dar nu este băiețelul meu, este, nu, clar, educat, dar... foarte frumos de mama lui, Irina, și așa suntem o familie mare, da. Și când ne întâlnim toți, e foarte frumos. Te-ai gândit să le dai pe fete la tenis? Sunt la tenis, sunt, da? Da, dar fac puțin, o dată pe săptămână, nu de performanță, ca să faci performanță trebuie să faci în fiecare zi. Dar ele pe lângă tenis, mai au pian, mai au engleză, no! Mai au... Deci not. La pianul ăsta, no! E clar. Gimnastică. No! Ok. Ce-ți place cel mai mult? Pianul, nu? No! În not. Îți place pianul? Not. În notul, perfect. În notul, ție ce-ți place ăla? Depinde, dacă sunt la pian, îmi place cel mai mult pianul, că simtă... momentul atunci când fac acea activitate și uit câteva momente, da, minute. Da. Înseamnă că trebuie să faci chestia asta mai departe, pentru că poate ești făcută pentru treaba asta. În notul, bravo, o să fii o notă tare foarte tare. În apă adâncă. Nu cred, în apă adâncă, da. Și știi să noți fără colac? Mamă, trebuie să mă vezi și pe mine. Păi e mândră de asta pentru că ea câțiva ani n-a vrut să intre în apă și de aia, cum îți spune, că e mândră. Da. Andreea, eu mă bucur că ai venit, da, pe la noi. Îți doresc să ai un eveniment superb la Sala Palatului. Mulțumesc. Să ți se îndeplinească așa toate, da, dorințele. Și doresc să țin tradiția și să fac și eu an de an. Cu drag, da. Noi suntem aici să te susținem, da. Iar O lume minunată se numește albumul Oameni buni, iar Andreea Bălan n-a venit singură, avem și dansatoare, o să și cântăm. Și cu cine merge cu tine? Și ela și... Amândouă, pentru că amândouă cântă pe această piesă și vor fi cu mine și la Sala Palatului, vom cânta împreună acolo. Plus invitații speciali, neapărat, Mira Lividiodorescu, Jo, Iuliana Beregoi și Aurelian Temișan sunt invitații mei speciali și mai am un invitat surpriză, așa că vă aștept pe 16 octombrie la ora 19 la Sala Palatului, Povestea sufletului meu. Foarte frumos, eu mă retrag acolo ca să vă văd cât de frumos cântați și dansați, da? Da. Vă mulțumesc mult de tot, să rămână, Andreea, te pup, să ai succes în tot ceea ce faci și oricând ești binevenită. Mulțumesc! Oricând. Mama lui Andreea, vă pupăm, să rămână, și pe tata lui Andreea să-l salutăm și pe toți telespectatorii noștri, pentru că imediat continuăm. Dobrogea, crezi că e sacou ca mic? Nu de alta, dar vine domnul președinte al Săratului, trebuie să fiu prezentabil aici, la patru ace. Bun, gata, lăsăm lumina, ne bucurăm de muzica Andreei Bălan, iar apoi continuăm cu Ioana Ginghină, dar până atunci să vină...
îngerașii noștri. Apar îngerașii, plantă. Iată. Stați că să vedeți despre ce este vorba. Ne pregătim să dăm drumul la muzică. Mulțumim, Andreea. Baftă! Andreea Bălania este din Ploiești. Câți ani ai, Andreea? 10 ani. Spune-mi, ce-ți place ție mai mult și mai mult? Muzica. Muzica. De ce îi place muzica și ai vrea să devii o mare cântăreață? Da. Bun, eu îți doresc din toată inima. Vreau să o aplaudați. E lume minunată în care veți găsi numai copii. Și o lume a inocenței păstrați orice-ar fi. Când eram doar un copil și stele cuprindeam în palme, aveam câte o dorință pe fiecare. Mă uit acum din depărtare, lumea nu mai pare mare, dar n-ai idee cât de greu mi-e, mama, de când nu mă mai lege. Schimba nicio secundă, am aceeași.